Aș vrea să citesc doar un cuvânt, așa cum stați așezați. Și acest cuvânt se găsește în ultima carte, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Măriți să fie, Domnul, amin. Să știți, iubiții mei, că omul acesta, Ioan, l-a auzit acest glas și marele secret al auzirii glasului, Dumnezeu, glasului lui Dumnezeu este să rămâi în Duh. Doamne, ajută! În ziua Domnului eram în Duh. Vedeți, acum seara eu sunt la Biserica Betania împreună cu voi, suntem în biserică. Când călătorim cu avionul, suntem în avion. Unii zic, îs pe avion. Ești în avion. Sunt pe mașină, în drum spre Cluj, ești în mașină. În seara asta suntem în prezența Lui. Și mă rog ca Domnul să ne țină acolo. Câteva lucruri și ne vom ruga. În primul rând, va trebui să rămânem în Duhul și când plecăm de aici. Amin. Și va trebui să învățăm în seara aceasta că va trebui să rămânem în Duhul, în luptele care ni se vor da când plecăm de aici. Pentru că noi, când plecăm de aici, avem lupte. Și, în primul rând, în seara aceasta, aș vrea să înțelegem că trebuie să fim în Duhul, în luptele vieții. Cuvântul Domnului spune despre Samson, pe la judecătorii 14 cu versetul 6 sau 7, cred că versetul 6, spune că omul acesta a avut o putere extraordinară de mare pe care Dumnezeu i-a dat-o și fără să aibă, judecătorii 14 cu 6, da? Fără să aibă ceva în mână, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că omul acesta a sfârșiat pe leu. Oare de ce Samson a avut puterea aceasta? Că erau mai mulți oameni cu putere în vremea aceea. Erau mai mulți oameni în vremea aceea care erau născuți din femeie. Cu omul acesta se lasă un semn pentru noi azi. Că biserica trebuie să rămână sub puterea Duhului. Lăudați să fie Domnul! Și omul acesta, Samson, a avut această putere, nu dată de la un om. Puterea care a avut-o Samson a fost de la Dumnezeu. De la Duhul Sfânt, trăiască numele Lui în veci. Duhul Domnului a venit peste Samson. Hm, foarte interesant. Ei, deci tu ai avut, Samson, putere că a venit Duhul peste tine. Pe păi eu n-aș putea cânta în seara asta dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt aici. N-aș putea proroci, n-ai putea veni la adunare, n-ai putea cânta. Și trăim o vreme în care oamenii își pierd puterea din luptele vieții pentru că nu l-au pe Duhul lui Dumnezeu în ei. Când Duhul Domnului în tine, e și tu în el, amin. Doamne ajută! Dacă Duhul Domnului, cântăm cântarea, ar fi în mine. eu o harfa mea, nu vă, vă pot arăta acum, am scris. Fiindcă Duhul Domnului e în mine, eu cânt ca și David. Nu mai cântăm ca aș cânta toată viața, Doamne, așa aș fi și eu mai curajos, Doamne, așa aș vrea să fiu și eu mai, mai rugativ, Doamne, așa aș vrea și eu să mă rog mai cu putere. Nu, tu în seara asta poți primi putere. Apropo, Hristos a înălțat. Hmm. Noi am putut să spunem, fratele Gheorghe s-a înălțat. Uitați-vă, deschideți internetul să vedeți că se înalță azi. Uitați-vă, oamenii se înalță. Muzicienii se înalță. Oamenii care construiesc se înalță. Oamenii care au un nume. E o lume a multor înălțări. Dar cine mai crede cu adevărat când spune asta? Hristos a înălțat. E foarte frumos. Hristos a înălțat și David se zmerește. Hristos a înălțat și noi ne smerim. Hristos a înălțat și noi îl iubim. Hristos a înălțat și noi rămânem la picioarele Lui. Ce frumos când spui Hristos s-a înălțat să zici eu mă smeresc. Hristos a înălțat și mai apoi s-a coborat puterea Duhului Sfânt. Amin. Cel ce, fost, cel ce a fost călăuzit de Duhul, s-a înălțat, a fost călăuzit de Duhul, s-a înălțat de Duhul. Deci a fost călăuzit de Duhul, s-a înălțat de Duhul și Duhul a fost coborât. Și acum Duhul lucrează în, în noi, printre noi, amin. David, un om care a fost în Duhul, pentru că este vorba aici în luptele vieții, să rămânem în Duhul în luptele vieții, Doamne ajută, amin. 1 Samuel 17 cu 16 spune cuvântul lui Dumnezeu că Filistianul înainta de dimineața și până seara și s-a înfățișat timp de 40 de zile, de fapt înainta dimineața și seara, timp de 40 de zile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 23 din acest capitol că a rostit aceleiași cuvinte a rostit aceleași cuvinte. Cine? Goliat! Spun tinerii astăzi, auzi, mama nu a avut luptele astea care le am eu, le-a avut și mama. Tata nu a avut luptele care le am eu, le-a avut și tata. De ani de zile Goliat înaintează în bisericile noastre. Să ploaie Duhul Sfânt, ploaie sau, sau de altceva aici? Să vină ploaia Duhului Sfânt. Eram în cotoroia în Oltenia și am predicat și în timp ce am predicat s-a coborât ploaia în cotoroia în Oltenia și am zis, la cotoroia: vine ploaia. Dar au coborât și Duhul Sfânt după aia, leuda să fie Domnul. Revin. Filistianul înaintea. David l-a auzit rostind cuvintele. A rostit filisteanul cuvintele și David le-a auzit. Câți dintre voi vă doriți, dragii mei, să fiți niște oameni care să nu puteți să stați indiferent când vedeți că cei de lângă voi cad pe câmpul de bătălie? Când vezi pe Goliat că îi spitește casa ta, când vezi pe Goliat că se luptă după familia ta de ani de zile, Goliat luptă după noi și vrea să ne ucidă, și vrea să ne ia din prezența, din prezența Duhului lui Dumnezeu și să ne pună în prezența lumii, în prezența păcatului. David l-a biruit pe Goliat pentru că era în Duhul, amin. Doi, David a biruit pe Goliat pentru că el n-a vrut să rămână decât doar în armătura dată de Duhul Sfânt de putere. Trăiască numele Domnului în veci. Pentru că Saul, omul acesta, în versetul 38, îl cheamă pe, pe, David și îl spune, îți dau haina asta, 1 Samuel 17 cu 38, pune hainele pe tine, băiete, puștul ești frumos, zâmbești bine, ai părul balai, dar dacă îți dau armura asta, vei fi puternic în societate, vei fi puternic în fața lui Golia și îl vei biuri pe Goliat. Și David, fiți atenți, ia armătura asta, ia haina lui, hainele acestea lui, lui Saul și zice în versetul 39, ei, prealesule, părinte, nu pot să merg cu armătura aceasta. Și vine Apostolul Pavel și le spune la Romani 13 cu 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Există armele lui Goliat, armele lui Saul, armele armele împăratului, da, Saul, zic bine, și există hainele lui David, care sunt hainele Dumnezeului viu. Te întreabă Duhul Sfânt, vrei să rămâi în Duh? Ia hainele pe care le-a luat David. Vrei să rămâi în fire? Îmbracă haina lui Saul. Trăim o vreme astăzi să fii cât se poate de pregătit în nu știu ce fel. nu rău asta? Ne intimidează societatea că dacă nu facem ce fac ei, că dacă nu vorbim cum vorbesc ei, că dacă nu ne comportăm cum se comportă ei. Nu vedeți ce mult se aseamănă astăzi armătura asta a împăratului, a lui Saul cu armătura care și eu, a David pe el. De aceea Pavel spune, hei, dezbrăcați-vă de hainele acestea, de armătura aceasta cu care voi credeți că veți zbirui pe Goliat. An de zile am căutat să mă lupt eu prin puterea mea să-l pe Goliat, prin armătura care am crezut-o eu și am format-o eu după Biblie și am crezut că pot birui. Dar a venit un moment în viața mea când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste mine și a spus, dezbracă-te ca să poți birui și îmbracă-te cu armătura mea, aleluia! A să fii puternic în lumea aceasta, va trebui să te îmbraci cu hainele cu care s-a îmbrăcat David. Cu puterea Duhului Sfânt. Aleluia! Nu pot să merg. Fiți atenți ce spune aici 1 Samuel 17 cu 39. Nu pot să merg cu armătura aceasta. Mm -hmm. Spune mai departe, căci nu sunt obișnuit cu ea. Ești obi e obișnuit să fii cumva la adunare și să fii cumva acasă? Hristos a înălțat, zicem. A venit Domnul la Rusali, s-a coborât. Cinzecime, 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 cinzecime. Cinzecimea nu-i doar o manifestare. Cinzecimea e un, un mod de viață. Doamne ajută, spuneți amin. Cinzecimea nu-i un wow. O proroșită la, o venit darul peste cutare, s-a întâmplat cu tare minune în biserică. Este și un semn, sunt semne, da? Ale cinzecimii. Dar ei au avut dovada cinzecimii și au spus așa, erau nelipsiți de la templu, erau în odaie de sus și uite ce spune aici la finalul care au citit fratele, da? Unde-i citit, scumpule? Ai citit aici ce aș spuneai la versetul acesta, vreau să citesc și eu, la final chiar aici, 49 și din Luca 24, rămâneți în cetate! Puterea nu vine în afara prezenței lui Dumnezeu, Vină ori de câte ori e stăruință, vină ori de câte ori e rugăciune. Dacă n-ai fost îmbrăcată cu puterea, asta înseamnă, nu înseamnă că Biserica Betania e demodată. Dacă în familia care ți-a -o dat-o Domnul, partenerul de viață care ți-a dat Domnul, dacă încă nu s-a întâmplat minunea, vindecare care o aștepți în familia ta, asta nu înseamnă că Dumnezeul tău nu trăiește. Rămâi în cetate, rămâi în prezența lui Dumnezeu până vei fi îmbrăcat cu putere. Eu am momente când nu simt puterea, dar ea îi în mine, chiar dacă nu simt, pentru că eu nu trăiesc după ceea ce simt. Simt că Domnul nu e aici, simt că n-am chef să mă duc la adunare, nu tinerilor, simt că nu știu dacă mă mai, mă mai iubește Domnul. Eu uneori slujesc și nu simt că mă folosește Domnul, dar eu nu slujesc că simt, eu slujesc că știu și ceea ce știu este că Hristos e viu. Eu asta știu! Că în mine e o putere și puterea asta nu mă ia sentimentele, nu mă iau emoțiile, pentru că mulți vin la cinzecime, mulți vin la rezvărsarea Duhului Sfânt să simtă ceva la adunare. Și spun, frate, n-am simțit nimic azi, mă. n-am simțit nimic la adunare, la Betania. Dar nu să simt. Eu vin aici că știu că Domnul e aici. Și știu că dacă rămân în prezența lui Dumnezeu, Domnul e aici în biserică. Doi. Eram în Duhul, zicea Ioan. Zic și eu, Doamne, ajută-ne. În primul rând, în luptele vieții, doi, în anturajele vieții, judecători 13 cu 25, fugitiv trec. Și Duhul Domnului a început să-L miște unde? Spune așa, la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Știți că prezența lui Dumnezeu, eu de multe ori când am stat de vorbă cu mama mea în multe lucruri și cu părinții mei, cu amândoi, învățăturile lui mama era cadrul acesta, da? Al eștaolului și țorea. Între. Vă da Dumnezeu familii binecuvântate. Și acolo voi discutați lucruri minunate, spirituale. Și când pleci din prezența familiei, ești tentat să ieși acolo. Nu citești Biblia. Tu pleci dintre țorea și eștaol. Judeci pe fratele tău și pe sora ta. Tu pleci dintre țorea și eștaol. Și Samson își pierde nu lungimea părului, Înainte de a-și pierde Samson lungimea părului, își pierde tăria interioară. Și mulți dintre noi astăzi suntem tentați și m-am văzut de multe ori pe mine personal, amărâtul de mine. Că am căutat ori să zic, am putere, am putere, Domnul e cu mine! Și nu era Domnul, de ce? Pentru că am părăsit zona unde e Domnul prezent. Rămâneți în zona unde e Domnul prezent. Între țorea și ăștia, poate fi biserica, Doamne ajută! în tețoria poate fi vorbirea în alte limbi, rugăciunea cu foc în odăiță. Dacă vizionezi un material, un tutorial, cum să devii, cum să faci, cum poți să araci, cum te poți schimba, posibil să ieși dintre țorea și ești Posibil să ieși din odaie de sus. Ne scoate păcatul din odaie. Nu vă plictisiți în odaie de sus? Nu cadeți în cuiala pe voi? ce cu voi tot în odaia de sus? Mai plecați de acolo, mai mergeți pe la distracție. Parcă eu văd azi biserica cum se împrăște din odaia de sus și fuge. Dar eu cred că sunt oameni astăzi care rămân în odaia de sus. Și Domnul le dă biruință, amin! Vreau să rămân în odaia de sus. Aici nu-i vorba să stau undeva într-o cocoța, da? Să rămân în odaia de sus înseamnă să rămân cu Domnul, să rămân cu frații, să rămân cu biserica, amin, Doamne ajută! Pentru că a mai fost o persoană care era urmărită la Proverbe 7 cu 8 tinerilor, scumpii mei, fiți foarte atenți, trecea pe uriță la colțul unde stătea una dintre aceste străine. Unde? La colț! Și a apucat pe calea care duce spre locuința ei și se dintre țorăia și eștaul. A ieșit din, din principiile Bibliei, pleci de la biserică, Domnul ți-a vorbit, ai avut o prorocie, ai auzit o cântare și pleci de aici, a închis transmisiunea live acasă. Zice, frate, Mă bucur că mă uiți transmise live și când închizi gura te ceri cu nevasta de rupi. Te ceri cu soțul, te ceri cu copilul. Tu ești dintre țăreia și ești taol. Și apuci pe drumul a apuci pe drumul să nu vorbim doar de drumuri imoralității, că ne cam colindăm tot cu astea, dar că nu-i rău că prevenim asta pe drumul pe care duce ea. Bârfa, nemulțumirea, clevetirea, comoditatea, judecata Vino în odaie de sus. Vino. Acolo trebuie să rămână biserica. Trec mai departe. În duhul, în deciziile vieții. Spunea un tânăr când a vrut să facă pasul căsătorie, a deschis aici Biblia. Isaia 31. Și unde a deschis-o el? Deschid și eu, am deschis și eu și am notat pentru voi acest verset. Vai, zice Domnul de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc altfel păcat peste păcat. S-a oprit tânărul și a zis, mă opresc, Domnul, mi-a vorbit. Scumpii mei, hotărârile noastre să fie în Domnul. În Duhul, în luptele vieții, Doamne ajută! În Duhul, în anturajele vieții, Doamne ajută! Trei, în Duhul, în deciziile vieții, rămâi între țorăia și -ol, că tot ce vei face acolo nu vei da greș. Mulți vor să vină la țorăia și la -ol și vor să-și iei bilet și spune, auzi, nu mă primiți și pe mine la între și -a Ol, că am auzit că se iau decizii bune. Nu mă, primi... nu mă primiți pe mine, vreau și eu să mă pocuiesc o patru zile, vreo cinci zile, să iau și eu post, să vin și eu cu voi, să fac acte de caritate, să dau și eu ziciuială, să fac eu lucruri care nu sunt rele, sunt bune, dar oamenii ne locuiesc pe astea și pun lucrurile acestea în fața secretului rămânerii în Duhul. Ca să rămâi în Duhul, va trebui să-L iubești pe Cel ce a dat Duhul, pe Cel ce a dat puterea bisericii. Doamne ajută! Merg mai departe, în Duhul nu doar în alegerile vieții, în Duhul, în orice slujire, amin? Nu numai am și în față, în orice slujire. În Duhul, în orice slujire. Matei 10 cu 20 spune că fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui. Vedeți, scumpii mei, trăim vremea asta când ne este frică de ceea ce poate zice Duhul. Prorocește unul, oare nu o să de la el? predică cu tare. Oare nu o băga din fire? Cântă ăștia. Mă pare că cântarea asta e cam, e cam demodată. Nu-i pregătită. Fugim de cântări. Dacă cumva unul zice să cântăm fără orgă, ni se pare... Am cântat și cu instrumente. Nu zic că e rău să cântăm. Dar de multe ori mi se părea că cu cât îți mai pregătit instrumental, cu atât îți mai mult în duhu. De unde? Că ăștia ori cânta cântarea, zice înainte, ca să fie răstrânit Iisus, ori lua masa împreună, ori cânta cântarea, și Domnul și-o revărsa puterea. A fi în Duhul nu înseamnă neapărat o pregătire estetică și profesională. A rămâne în Duhul, în orice slujire, înseamnă să fiu călăuzit de Duhul. Fapte 12 cu 21 spune că un om s-a pus pe scaunul lui, îl chema Irod, și spune Biblia că Irod a exclamat unele lucruri pe care poporul era deja sătul de ele și își dorea să audă ceva. Hainele erau importante pentru Irod. Vedeți, revenim la haine. Hainele! Și poporul a zis, eu sunt săturat de hainele împăratului, cu alte cuvinte. Trăim o vreme în care eu personal sunt săturat de esteticul lumii, de ceea ce îmi poate oferi lumea. De sucurile naturale luate din scriptură, stoarcem unele versete și scoatem dragostea și o punem. Dumnezeu nu mai dragoste, Dumnezeu nu mai iubire, Dumnezeu nu, nu te mustă prin proroci, Dumnezeu nu așa, când Isaia și Remia a spus: "Te chem să dărâmi, să zidești." Dacă Pavel spune că prorocia e pentru zidire, eu când mi-am făcut mansardă acasă, sau fratele meu și a făcut casă la intrare în localitate, o dărâmat clădirea veche. Dumnezeul meu este un Dumnezeu care mă provoacă să dărâm păcatul din viața mea. Dumnezeul meu este un Dumnezeu care mă provoacă și îmi spune, dărâmă mândria, dărâmă compromisul, că vreau să zidesc ceva nou și gata să se întâmple. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi când deschideți internetul și spun oamenii că sunt lucruri noi. Care sunt lucrurile noi? Care sunt oasele din vale care trebuie să se ridice? Niciodată din, oasele din, din vale nu se vor ridica prin muzica mea frumoasă. Oasele din vale se vor ridica când Duhul este prezent. Și se vede că e Duhul. Se vede începând de la pastor până la omul de la ordine care te privește cu zâmbetul pe față. Se vede de la cel care stă la butoanele stații din biserică până la cel care stă pe internet și nu judecă ce se întâmplă aici, ci se roagă și spune, sunt în Duhul. Dacă tot vorbim în seara asta despre a rămâne în Duhul, haideți să înțelegem asta. Și în ultimul rând, în Duhul, ca să poți deosebi, ne confruntăm cu această taină. Iată ce făcea Isus, un om care era în Duhul, și dacă noi vom învăța ceva de la 50 haideți să învățăm să rămânem în Duhul, dacă veni puterea peste mine. Și limba de foc se coboară doar la dunare și când merg acasă e alt foc aici, știți voi, da? Le spune așa despre Iisus, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau, Marcu 2 cu că ei gândeau astfel de lucruri. Ca să cunoști, spunea fratele de darul de deosebire, ce ar fi să nu cunoaștem frații, dacă sunt de la Domnul doar în biserică, să ne cunoaștem și pe noi. Când e telefonul în mână să spui, să-ți facă Domnul darul de deosebire a Duhurilor la toți care folosim tehnologia. să -ți te facă Duhul Domnului, să-ți facă de cunoscut să deosebești că ai stat prea mult pe telefon. Ne dispare telefonul, da? Telefonul meu! unde e telefonul? Păi zici, s-a furat mașina din parcarea bisericii. nu e important! Dați-mi telefonul, vă rog, dați-mi telefonul! nu e mai important pentru noi în viața asta, și dacă ne pierdem frigiderele și casele, și dacă ne vură oții tot, toată zacuzca din cămară, e mai important dacă nu ne pierdem telefonul. Tăcesc că mama strigă, mama se ceartă cu noi, că și-a pierdut telefonul. Îi găsești telefonul și soțul îi spune, ți-am găsit telefonul, te iubesc, dragă, dar de ce o iubești pe mama? Că mi-a găsit telefonul. De ce o iubești pe tata? Că mi-a găsit telefonul. Telefonul meu, telefonul meu, telefonul meu, telefonul, meu, telefonul meu. Haideți să fim oameni care să avem darul de deosebire a duhurilor în primul rând cu noi. Că eu cred că dacă mulți, cu atâta internet, care cam au darul de deosebire a duhurilor, că și cam permit multe. Mm -hmm. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe aici despre o persoană care era... Porta un nume, numele lui era numele de Simeon, Simon, fapte 8 cu 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat banii, spune Biblia aici. Și a zis, vreți 19, dați-mi și mie puterea aceasta peste, pentru ca peste oricare îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Mm -hmm. Dacă s-ar putea și așa. Omul acesta căuta să jongleze cu pocăința. Spune Biblia că s-a dar nu de mult. Știți care este pericolul astăzi între noi, iubiții mei? Să facem lucruri, dar să pierdem în vedere că Dumnezeu ne-a dat slujitorii, Domnul să binecuvinteze, cu care ne putem consola. Eu, de exemplu, în viața mea am văzut un bătrân, l-am cunoscut de când, am primit darurile de la Domnul, așa, l-am cunoscut și avea de atunci trecut spre 80 de ani. Și a plecat aproape la 90. Era un tată spiritual pe lângă tatăl meu. Totdeauna mergeam la fratele ăsta și spunea, zice, mă ai de grijă acolo. Eu îi spuneam, frate, uite când predic, în când îmi vine asta, uite, simt să fac cu tare, vedeți, vorbeam de simțuri, că noi, dacă nu vegem, cam facem că simt. Și spunea, fratele, ai de grijă acolo era în Duhul. Vedeți, Simon, omul acesta, a crezut că se pot lua lucrurile așa, cu carul înaintea boilor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta, când a auzit ce i-a zis Petru, spune că i-a rugat să nu se întâmple acestea. Știți ce îmi place mie să cred? Ascultați-mă, biserica are nevoie nu numai de David, și de Saul, amin? Amin? Biserica are nevoie nu doar de Petru și de Pavel, are nevoie și de Simon. Din păcate, de-abia apucăm să avem câte un Simon între noi, să -l... Nu uitați, scumpii mei, că spune că omul acesta nu zice Biblia ce i s-a mai întâmplat, dar știți ce văd de un Simon? Eu văd o sinceritate care o poate avea omul ziua de azi. Dacă e sincer, am greșit, am ieșit din Duhul, și am intrat în pretențiile mele și în firea mea. Da? A fi în Duhul înseamnă să nu mă compromit. Înseamnă să nu îmi bat joc de trupul acesta care este templul Duhului Sfânt. Tot ceea ce fac, toate acțiunile mele, alegerile mele, tot ceea ce eu fac să fie în această lucrare, adică în Duhul, în prezența lui Dumnezeu. Amin. Pentru că se fac multe nebunii unul, doi împărat, 3, 4 cu 39 spune, unul din ei a ieșit pe câmp, era un fiu, un, unul dintre proroci, spune, să culeagă verdețuri și a găsit o viță sălbatică, le-a tăiat în bucăți, în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Apropo aici de frații slujitori, când eram copil, noi culegeam hribe din pădure, bureți, cum le zicem noi acolo în zona noastră, sau ciuperci, și când ne culegeam, veneam cu două plase mari, așa, și mergeam la această femeie cu numele de Maria, Nana Maria, îi ziceam noi. Și mergeam și îi dădeam Nana Maria, zic, alege! Și când mergeam la ea, după vreo oră, știți cât ne dădea? O plasă așa mai micuță. Zice, mai bine de jumate din ce a scules, e stricat, e sălbatic. Vedeți, scumpii mei, eu văd în acest tablou, văd oameni pe care Dumnezeu i-a pus între noi. caută pe oamenii lui Dumnezeu ca să nu ieși din Duhul. Indiferent de atitudine, indiferent de viața ta, ca să rămâi în Duhul, scumpul meu, va trebui să cauți pe cei ce sunt în Duhul și să rămâi cu ei în Duhul. Pentru că spune că nu le cunoștea și biserica este un vas mare în care fiecare dintre noi punem ceva. Și noi nu spunem verbal, dar prin prezența, dar la biserică, tu pui ceva. Dacă nu te mai roci, ai venit aici să te uiți, du-te acasă. Aici nu e spectacol. Eu, dacă vreau să pun în oala bisericii rugăciune, mă rog acasă. Și când vin la biserică, nu aștept doar să vorbească Domnul, pentru că eu vorbesc de acasă cu Domnul. Și a așezat că nu cunoștea. Și fiecare pune ce nu cunoaște în biserică, fiecare pune ce nu cunoaște, fiecare cu cântarea lui, fiecare cu stilul lui, fiecare cu asta lui. Nu vedeți ce moarte în oală azi, în, ultimii 20 de ani? Moartea în oală. Și tinerii nu mai știu ce să cânte, punem întrebări pe net, când părinții noștri, uitați-vă la ei, da, care sunt aici, nu puneau atâtea întrebări, suntem o generație a multor întrebări și frații noștri păstori sunt siliți să ne răspundă Cum moartea după noi. Oare voie să pun castravete sălbatic. Domnul să ne ajute să rămânem în Duhul. Și închei cu un verset minunat pe care are legătură cu mesajul. Eu n-am știut despre ceea ce va citi fratele, dar de astăzi, în timpul zilei, am primit acest mesaj din partea Domnului, fără să știu că el va citi de aici din Luca. Fapte 1 cu 9. După ce a spus aceste lucruri, este vorba despre Isus când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Norul, noi spunem, era Duhul Sfânt în Vechiul Testament, prin foc și prin nor. Când norul venea în prezența preoților, nu se mai vedeau. Ce mă doare astăzi, că tot mai mult ne vedem noi pe noi. Și în rugăciunea asta la 8 fără 5, vreau să ne rugăm, Doamne, acea cinzecime care vreau să coboare în seara asta, să mă motiveze la schimbare. Doamne, mi vreau rusalii, tot mai vreau, noi câte cântare, Doamne, mi vreau rusalii, Doamne, tot vreau, tot vreau. Doamne, știți ce vreau eu, scumpii mei? Doamne, vreau să rămân în, doval, în dovada rusalilor. Și eu mai mult decât rusalile aș spune cinzecime. Puterea. Care se coboară, nu doar pe limbă. Coboară aici. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că, după ce a spus aceste lucruri, se uitau la el și s-au înălțat de la cer și un oriu ascuns. Voi știți unde va fi înălțată Mireasa? Un, unde îl vom vedea noi pe el, oameni buni? Unde îl vom vedea? În nori. Dar ca să-l vezi în nori va trebui să fi călăuzit de nor aici pe pământ. Vă invit să vă ridicați. Și dacă cinzecimea pentru mine înseamnă ceva, înseamnă norul care mă ridică. Pentru că Ioan a zis, în ziua Domnului eram în Duhul. Și toată Apocalipsa, iubiții mei, a fost arătată unui om care era în Duhul. Tot ce vei face în viața asta, dacă ești în Duhul, îți va ieși bine. Ascultă-mă ce zic. Și cei care nu mai sunteți în Duhul și ați ieșit de acolo, în seara asta vă chem să veniți în Duhul. În seara aceasta vreau să veniți în Duhul. E trecut, e ora 8, și vreau să cânt cu voi când are asta care spune: Nu mă lepăda de la fața ta! Și nu lua de la mine Duhul tău! Să nu ne ia domnul Tobele, dacă ne-ar lua telefoanele, dacă ne-ar lua domnul firmele, dacă ne-ar lua domnul internetul, dar Doamne, nu ne lua Duhul! Dacă biserica pierde astăzi ceva, dacă tineretul pierde astăzi ceva, este că pierdem locul acela cel mai special, locul în Duhul. Am auzit un glas. Și Duhul și Miriasa, zic, vino. Voi știți că cei care vor auzi Miriasa, cei ce vor auzi strâmbița care va suna, iertați-mă, eu am zis la mulți care cântă în fanfară, zic îmi place fanfara pentru un singur motiv, ori de câte ori au trâmbița într-o fanfară. Mi-e dor de trâmbița aia. Dar ascultați-mă, ca să auzi trâmbița aia atunci, va trebui să o auzi la Betania. Va trebui să o auzi în mansardă. Când stai pe telefon și vrei să intri în păcat, va trebui să auzi trâmbița, Duhul care îți spune de la cinzecime. Va trebui să-l aplici în viața ta! Nu-l aplica numai în biserică, în istorie! Va trebui să-L aplici, scumpul meu, pe Duhul în tine. Să fii în Duhul când ești în sufragerie, să fii în Duhul când ești în intersecție, să fii în Duhul când ești în market, să fii în Duhul când ești în conflict cu vecinul tău, să fii în Duhul când nu ți se face pe plac, să fii în Duhul când oamenii nu dau, nu dau doi bani pe tine, să fii în Duhul! Când oamenii au transformat biserica în discotecă, tu să rămâi în Duhul. Să fii în Duhul. Indiferent unde ești, nu știu unde ești, dar eu vreau să vă spun, e șansă pentru tine să vii în Duh.